nu știu, pe noi nu ne plătește nimeni. Dacă ar fi un brand pe care să ne și plătească, nu băieții de la Bucovina, poate să fie Borsec, poate să fie Aqua Carpatica, oricine. Sunt câteva branduri de apă foarte bune. Da, toate apa, hai, asta e important. Hai să le promovezi, da, corect. Asta că cine important. Știe, poate se leagă ceva la un moment dat. Că șamponul știm deja cu ce te speri, da, că am văzut în tot București. Head and Shoulders, normal, ești nebun, chiar voiam să spun, frații mei, Head and Shoulders. Da, tu crezi că Cristiano Ronaldo se spală cu ăla la care face reclamă? Te deci întreb și așa. La un moment dat știam că vor apărea afișele cu Brigada de Răcorire, da. Și erau fix pe o clădire unde credeam că o să fie și un afiș cu mine, da. Știi? Și era Cristiano Ronaldo cu acel șampon, da. Și mă gândeam, mamă, deci o să-l dea pe Cristiano Ronaldo jos ca să mă pună pe mine? Și plăcea s-a foarte mult ideea. Nu s-a întâmplat, nu. Le-au pus față în față, așa, din clădire aici. Și cu... tu te uiți așa ochii în ochi cu Cristiano Ronaldo cum ar veni? Nu, gata, l-au dat jos. Nu mai e Cristiano acolo. Sunt doar eu cu Dorian și Brigada. Da, corect. Până la urmă voia să fă și doi. El era unul singur, nu putea să facă față la 12 pătrățele. Da, frate, dar e Cristiano Ronaldo. Păi știi, Ștefan Florac, am venit aici la tine la piscină, da? Unde e tot apă, tu te hidratezi, da, în spatele la mine. Aici nu contează, mă. Așa, a, totul e al meu, mă. Da, totul e al tău. Da. Asta era regia, că totul e al tău, pentru că până una alta ești atât de șmecher ca actor, încât eu sunt sigur că ai putea să cumperi tot ce e aici. Că ai, ți-au dat, la Lia ți-au dat milioane de euro. Nu, Petru ar putea să cumpere tot ce e aici. Ștefan, nu știu dacă ar putea să cumpere încă. Care e cea mai mare bogăție a lui Ștefan? Mamă, ce întrebare mi-a venit, dar frumoasă asta, cea mai mare bogăție a mea este viața mea, că o am și că o trăiesc, cred, nu? Și ar trebui să ne dar bucurăm. Dar te gândeai vreodată că ia turning-ul ăsta viața ta? Băi, frate, mi-am dorit mereu, ca vis, da, mi-am dorit mereu, dar așa, na, nu știi când se întâmplă. Se întâmplă, nu se întâmplă aia, știi? Bă, dacă te trimite ăștia ispită la Insula Iubirii, ce faci? Păi stai, nu pot să mă trimite, că ar trebui să accept, așa, dar... N-ai accepta? Nu. Da, cred că mi-au propus mai de mult, oricum, din câte. Da, așa, adică ni se face sens, ne mai dăm după soare, că soarele se întoarce după tine, Ștefane, da, și noi ne întoarcem după soare. Stau eu încruntat așa, nu? Da. N-are nimic. Deci, așa, deci n-ai acceptat. N-aș accepta, frate, dar îți recunosc că mă uit și sunt chiar pe insulă, cum s-ar spune, știi? Da. Și e și colegul Matei acolo, l-am văzut. Bă, unde sunteți tu și Matei, nu mai e loc pentru noi, pentru restul. Nu există așa ceva, cum adică? Voi sunteți, ziceam și mai devreme, copacul ăla de 300 de metri și să face umbră pe lângă, că nu mai e aici. Asta e, a venit Floraica, nu mai e. Bă, tu ești băiat bun, așa, nu știu, mereu îmi faci complimentele astea, dar eu nu știu să le primesc, să știi, gen, nu știu să reacționez la ele. Da, asta vine din copilărie, Ștefane. Da. Nu-ți făceau ai tăi complimente, validări, asta, mami, tu ești cel mai bun? Nu. Nu, frate, nu făceau, nu mi-au caminte. Dar nici n-am fost cel mai bun. La un moment dat am început eu să o iau așa pe calea mea, la 16 ani, cu sportul, cu nu știu ce, și mi-am demonstrat singur, știi? Da. Dar nu mi-aduc aminte de... Da, zi și mie, acum voi ați filmat al câtelea? Așa? Da. Și încă filmăm la el. Mori, bubuie ceva, te îmbogățești? Se întâmplă chestii foarte tari în sezonul ăsta, deci de la episod la episod se întâmplă chestii, adică chiar cred că primul sezon e o încălzire, am tot zis chestia asta pentru sezonul 2, dar situațiile astea sunt atât de multe și atât de... diverse și complexe? Și aia, dar sunt, șocante pentru mine care citesc scenariu și adică... Băi, ești nebun? Da, adică what the fuck, de unde a venit asta, știi? Da, what the fuck. What the fuck. Nu știu dacă e ok cu asta. E ok, mă, e ok, că am zis că e pe internet, până la urmă, e la televizor, merge, da, știi? Merge, da. Merge, da. Și ultima întrebare, Ștefane, da. Știi ce vreau să te întreb? Nu de mușchi, nu de aia, vreau să te întreb că s-a întors doamna de la... S-a întors de la America Express, cum fure vederea? Atâta vreau să te întreb. Bă, a fost emoționantă, îți dai seama. Evident că a fost emoționantă și bucuroasă, na, amândoi. Că nu ne-am văzut atâta vreme. Știm? Dar ți-ai zis, a fost greu, a? Foarte greu și sunt foarte... o admir foarte mult pentru ce a făcut acolo. Na. Pentru că mi-a povestit și... Na. Tu nu te-ai duce și tu la o competiție de-asta, să alegi cu ghiozdanul în spate. Uite, eu te-aș vedea, cu cine te-aș vedea? Ia, cu cine mai vedea? Nu-mi dau seama cu cine te-aș vedea. Cu prieten de-al tău ceva. Dar zi tu, chiar sunt curios, gen, zi-mi o pereche. Cu cine te... De ce? Te-au sunat acum? Nu neapărat, nu, sunt curios, gen... Cu mine! Eu așa, aș merge că tu ești mai vorbăresc decât mine și da. Cred că please, sorry, să competition, please, yes. get in the car. Da, frate, da, nu? Tu ai energie, așa. Da, și am merge. Tu cari bagajele alea mari în spate. No problem. Pe mine mă doare, mă, am, da, da. Păi trebuie să faci sport, frățelor meu, un pic de sport. E ok, a, uite că ai carne. Așa, zi-mă serios, cu cine mai vedeam? Cred că am și eu tricotul ăsta pe acasă. Așa.
E Zara, nu e ce porți tu. Păi da, Chanel, H&M. Alt. Da, e ok. Ștefane, tu H&M? Da, frate, nu da. Nu se poate. SH chiar. Nu se... Da, mă, da. Ți-ai luat vreodată haine de la SH? Dar toată viața mea m-am îmbrăcat de la SH. Nu cred. Zi, mă, dar nu știi că eu am vândut haine SH la 16 ani? Banii mei pe care... Deci eu de la 16 ani sunt independent financiar. La 16 ani vindeam haine SH, la 18 ani mi-am cumpărat prima mașină. Nu, pardon, la 17 ani. Și la 18 ani mi-am cumpărat a doua mașină pe care am condus-o. Și da. Acum ai flotă de Uber. Nu, nu, lucrurile au luat o altă întorsătură la un moment dat, dar aia e, știi? Dar spiritul antreprenorial e acolo, de mic copil. Bine, oameni buni, știți de ce poate el să poarte orice, care și trupul ăsta și vorba aia pe el să... Bă, ideea este îmbraci cât mai simplu, părerea mea, și să ai grijă de fapt de corpul tău, știi? Ne contăm prea mult cum te îmbraci. Adică eu o ținută mișto la un om și la femei și la bărbați, văd o ținută cât mai simplu posibil, dintr-un material cât mai calitativ, bumbac, evident, și în rest să aibă grijă de corpul lor, știi? Adică la modul să arate sănătos, nu neapărat musculos. Doar și sănătos și musculos. Mie îmi plac tricourile alea de plastic de la fotbaliști, știi? Așa mi-e plac. Să-mi scrie pe spate, nu știu. Eu folosesc tricouri de alea la antrenamentele de jiu-jitsu. Am băgat și jiu-jitsu ăsta repede pe aici. Apropo, imediat după ce plec de aici, direct la un antrenament de jiu-jitsu mă duc și de-abia aștept. Ăsta știe să se și bată, mă, bă, voi n-ați înțeles. Deci ca femeie, unu, bă, primești protecție, da? Doi, primești unul dintre cei mai frumoși bărbați din România și n-ați vă dat seama cum ies copiii din el. E și actor, e și... Bă, nu e corect pentru noi restul. Atât am avut de zis. Nu, adevărat, frate, muncește, gen, atâta. Până la urmă sunt chestii pe care eu le-am muncit. Ce genă, mă? Înălțimea e gena. Vrei să arăt poze cu mine când eram puștean să vezi cât de slab eram? Da, dar ești înalt. Atâta. Eu nu sunt. Mă rog, nu mai zic că nu facem comparație aici, dar că ești eu prost. Stai tu mai aici, că te văd, că și tu ești înalt. Da, cât ai? 1,80 cât? 1,77. Ai vrut tu să mă umfli. Bravo, da, te pup, te iubesc. 1,77. Gagică mai e mai înaltă decât mine. Mă rog, ai, și la domnul Dani Oțil să poartă, deci nu e nicio problemă. Dar vezi că oamenii mai scumpi sunt foarte ambițioși. Păi trebuie să compenseze, mă. Frate, sunt foarte ambițioși și foarte, vreau să zic răi, dar nu răi în sensul negativ, ci în sensul... Determinați. Da, exact. Da. Foarte, da, majoritatea. Te pupăm, Ștefane. Băi, și eu. Mi-a transpirat mâna, mă, de emoții. E și cald. Auzi, ai uitat să-mi zici cu ce pereche mă vezi la America? Real vorbind. Da, mă, zi-mi, am nevoie. Cine e, mă, prietenul tău bun? Dar zi-mi tu așa, gen, cu cine mai vedea? Păi nu știu, aș fi zis Dorian, dar Dorian a mai fost cu Mamișorescu. Da, Dorian, da. Dar nu avem foarte multe și mari legături eu cu Dorian, de fapt. Adică suntem amici, prin context, dar... Nu știu, cu doamna nu te văd că a fost și s-a întors și știm și ce s-a întâmplat și așa. Are expertiză deja cum ar veni, adică nu mai... Am niște inside-uri, așa e. Așa? Da? Cu cine te-aș vedea, mă? Cu Alex Ion. Alex Ion? Da. Pare genul tare. Foarte menticulos și calculat, așa. Da, cred că am fi o pereche foarte bună. Că suntem în antiteză cumva, așa. De ce? El cum e? Adică foarte compatibil din punct de vedere moral, așa, adică vedem lucrurile destul de similar, doar că el este mult mai calculat, iar eu sunt mult mai... Impulsiv? Da. Dar nu impulsiv în sensul ăla, gen mai, nu știu, nu prea, uneori nu prea le gândesc.